Da, deci astăzi faceți predarea, primirea la drum, așa cum am promis romașcanilor atunci când am făcut protocolul de înțelegere pentru a lua în administrarea Consiliului Județean Neamț acest segment de 4 km de drum județean de la primăria municipiului Roman. Am spus că atunci când primăria municipiului Roman finalizează lucrările de încadrare a drumului, a doua zi voi veni să preiau acest segment de drum și voi da drumul la covorul asfaltic, ceea ce înseamnă că ieri au terminat, astăzi sunt la Roman, pentru că am promis romașcanilor și vreau să mă țin de cuvânt. Începând de mâine, firmele Consiliului Județean, care sunt în contract cu Consiliul Județean, vor veni și vor începe lucrările de asfaltare acestui segment de drum. Un segment extrem de important pentru romașcani, pentru că mult din traficul greu care... și din traficul nu neapărat greu, din traficul care merge spre destinația comunelor Sagna, Doljești, Băra, pe aici se desfășoară. Vreau să le urez mult succes constructorilor și vreau să le mulțumesc tuturor pentru implicare. Cred că parteneriatul între Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Roman trebuie să continue, așa cum am promis romașcanilor, Casa Celibidache, un obiectiv cultural de foarte mare importanță pentru municipiul Roman, este în procedura de licitație la Compania Națională de Investiții. Știți că acest obiectiv de investiție a fost preluat de Consiliul Județean Neamț și eu cred că imediat ce se termină licitația, care e organizată de CNI, vor începe reabilitarea acestui obiectiv. Așadar, avem împreună obiective de investiții importante pentru romașcani și cred că, indiferent de culoarea politică, parteneriatul între Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Roman trebuie să continue. Asta înseamnă administrare eficientă și responsabilă pentru cetățeni. Și noi demonstrăm încă o dată că putem să facem administrație lăsând la o parte politica. Voi veni în perioada următoare la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Vreau să văd cum s-au cheltuit banii pe care Guvernul Dăncilă i-a alocat Spitalului Județean de Urgență din municipiul Roman și vreau să văd ce nevoi mai are Spitalul de Urgență din Roman, pentru că, așa cum am spus, putem fi un partener serios, credibil și de mare ajutor pentru romașcani. Vă mulțumesc pentru prezență și sper să vin... Un termen, domnul președinte, estimați un termen pentru terminarea drumului? Un termen aici pentru terminarea drumului, domnul Conache, dați-mi un termen. Da, într-o săptămână maxim avem... Maxim o săptămână avem și marcajele făcute, turnat covorul asfaltic. Voi veni din nou aici împreună cu dumneavoastră să vedem cum au... Podul de peste Siret, cred că în 2-3 săptămâni voi da ordinul de începere a lucrărilor, este licitat și eu sper ca în toamna asta să ne apucăm de el și anul viitor să fie gata. Și nu numai, sunt foarte multe obiective pe care Consiliul Județean Neamț le are în zona dumneavoastră, în zona Romanului, ceea ce ține de drumurile județene și podurile care aparțin de Consiliul Județean. 90% din ele sunt incluse în planul nostru de investiții, pe lângă foarte multe proiecte de investiții pe care primarii din această zonă le au și vorbim aici de investiții la Sagna, la Doljești, la Băra, la Stănița, la... Bozieni și în toată zona din acest areal. Dar, așa cum am spus, acest drum pe lângă podul de la Sagna sunt extrem de importante pentru cetățenii din această zonă. Da, domnule președinte, domnul ministru Cuc nu mai e ministru. Păi dacă domnul ministru Cuc nu e ministru... Cum vedeți colaborarea cu Ministerul Transporturilor în continuare? Eu sper ca viitorul guvern, acest guvern Orban, să aloce cel puțin jumătate din banii pe care i-a alocat
guvernele PSD pentru județul Neamț și implicit pentru zona Romanului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, guvernul PSD, ministrul Cuc, a venit anul trecut aici la dumneavoastră și a promis modernizarea drumului Roman-Vaslui. Și astăzi vedem că circulăm pe un drum modernizat. Eu am venit aici la dumneavoastră și v-am spus că voi moderniza și voi reabilita peste 90% din infrastructura rutieră din zona asta, inclusiv podul de la Luțca. Ne-am ținut de cuvânt, suntem contractele semnate și în maxim 2 săptămâni voi da ordinul de începere a lucrărilor. Așadar, tot ce am promis la Roman și în zona municipiului Roman, la comunele arondate, este în curs de implementare și eu zic că m-am ținut de cuvânt cu totul.